Gelasie de la Rămeț, un sfânt grabnic ajutător, a fost descoperit în cel de-al xx secol, deși locuitorii din preajma mănăstirii Rămeț au păstrat în memoria populară numele acestui mare nevoitor. Anul 1978 a fost un an deosebit pentru istoriografia Bisericii Ortodoxe Române. În luna decembrie acelui an a fost descoperită o inscripție importantă în Biserica Vechea Mănăstirii. Această inscripție pomenește în limba slavonă numele arhiepiscopului Ghelasie, devenind astfel cel din timp episcop din Transilvania cunoscut cu numele. Stratul acesta al doilea de pictură care ne-a oferit această atestare a fost realizat de zugraful Mihul din Crișul alb în anul 1377. Mai mult, biserica este pe semne mult mai veche câtă vreme pictura realizată de Mihul reprezintă o a doua pictură a bisericii. Ce se știa de Sfântul Gherasie până atunci? În tradiția locului, acesta era cunoscut ca un mare nevoitor. La fel ca sfinții de la Niculițel, moaștele Sfântului Ghelasie au fost descoperite de apele unor ploi abundente din anul 1925. Un preot din partea locului, care slujea din când în când și la mănăstire, le-a îngropat cu evlavii în dreapta bisericii. Peste câțiva zeci de ani, un monah care se nevoise la Atus, originar din zona Rămețului, a decis să reînvieze această lavră și a început împreună cu câțiva ucenici lucrări semnificative de reparații. În același mod, apele unor ploi abundente au scos iarăși la iveală craniul Sfântului Ghelasie, Însă monahii nu știau despre cine este vorba. Bunul Dumnezeu a rânduit ca prin descoperire minunată lucrată printr-o femeie numită Maria din Negreștuaș să se afle faptul că moștile aparțineau Sfântului Ghelasie care a și tămăduit -o. Acest arhiepiscop nu putea fi altul decât călugărul Ghelasie pe care poporul a cinstit ca sfânt poate încă din timpul vieții, scrie părintele academician și istoric Mircea Păcurariu. El va fi fost egumen al obștei de la Rămeț, fiind ridicat apoi la treapta arhieriei își va fi continuat viața tot la rămeați, departe de zgomotul lumii și după ce i s-a încredințat conducerea vieții duhovnicești a tuturor românilor transilvaneni. De altfel, nici n-ar fi putut sta în al loc, căci numai cu câțiva ani înainte, în anul 1366, din ordinul regelui Ludovic cel Mare al Ungariei, credința ortodoxă a românilor transilvaneni era scoasă în afara legii. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe țin în seama de rolul important pe care l-a avut în istoria bisericească din Ardeal, de minunile multe pe care le-a săvârșit, inclusiv aflarea minunată a Sfintelor sale moaște, au hotărât în anul 1992 canonizarea Sfântului Ghelasie de la Rămeț. Ziua hotărâtă pentru cinstirea sa anuală este pe 30 iunie.